Protestul angajaților Tarom a provocat haos pe aeroporturile din toată țara. 12 piloți au anunțat că sunt inapți pentru zbor, iar cursele către mai multe destinații din Europa, de asemenea din Orientul apropiat, au fost anulate. Mii de pasageri sunt blocați în aceste momente de mai multe ore pe aeroporturi. Tensiunea, evident, crește de la o oră la alta. O să vedem care sunt explicațiile. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, deja a cerut măsuri din partea conducerii Tarom. Este doar începutul însă, pentru că efectele, evident, vor fi în cascadă, pe măsură ce avioanele rămân la sol. Evident, alte curse sunt întârziate. Surse Antena 3 CNN spun că protestul este generat de faptul că piloții sunt nemulțumiți, atenție, de salarii și de condițiile de muncă. Dar o să vedem că motivul invocat de piloți este acela că sunt bolnavi, sunt inapți pentru a face aceste curse. Colega mea, Cristina Ștefan, este alături de noi cu ultimele informații. Cristina, bună ziua! Am văzut oameni care deja așteaptă de foarte multe ore, stau pe jos în aeroport, pe bagaje. Ce știi, ce informații sau ce măsuri în acest moment iau cei de la Tarom? Bună ziua, Berta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este multă incertitudine în continuare și, într-adevăr, sunt peste 2000 de pasageri afectați. Primele probleme au început după miezul nopții, atunci când oamenii pur și simplu au venit aici pentru a se îmbarca, însă nu au putut face acest lucru, nu au primit prea multe informații, așa că au stat mai bine de 12 ore aici în aeroport. Într-adevăr, sunt 10 de turiști care pur și simplu au dormit în aeroport, au stat pur și simplu pe podea. Sunt în continuare 10 de oameni care în mod normal ar fi trebuit să ajungă în această dimineață, fie în Europa, fie în Aman, în Beirut sau în Cairo. Dacă ne referim la informațiile pe care le-au primit, nu au fost prea multe. Unii s-au trezit cu mai multe numere de telefon, cu o foaie, însă la acele numere de telefon nu răspunde nimeni. Unii au fost reprogramați pentru un alt zbor zilele următoare, iar unora li s-a spus să revină după ora 16, însă nu se știe dacă atunci vor fi reluate zborurile. Sunt 19 curse care au fost anulate până la această oră. Vorbim de destinații precum Beirut, Aman, Cairo, Budapesta, însă și Amsterdam, Frankfurt, Madrid sau Paris. Reprezentanții companiei Tarom au transmis într-adevăr că se caută soluții care ar putea consta în rambursare sau în reprogramare și au spus că toată această situație a fost generată pentru că piloții s-au declarat inapți. Această situația ar putea dura între 24 și 48 de ore, iar acest haos a fost declanșat pentru că nu au existat înțelegeri între reprezentanții companiei și sindicaliști. Angajații au cerut de nenumărate ori majorarea salariilor și s-au plâns de condițiile de muncă. Potrivit surselor noastre, lunar ar fi 3 demisii, iar zborurile s-ar desfășura la limita legală. O să vedem dacă vor mai fi anulate și alte curse și ce soluții vor găsi autoritățile, pentru că am văzut că inclusiv ministrul transporturilor a cerut companiei să ia urgent măsuri în acest caz. Now, deci, we arrived to airport at 7:30. Our flight was at 1 o'clock a.m. So till now it's almost 6-7 hours. We were supposed to fly to Beirut, further to Beirut, at 50 minutes after 12, after midnight. And we were waiting at the gate. 20 minutes before the departure, they told us that the machine was cancelled. We had no idea what is the solution. They said we have no solution. Almost 7 hours, at least. Almost 7 hours. We have been waiting here on the ground. We have been sleeping here, and we feel not heard. We have been put in a corner, and it's just, it feels like we have been left out. See those children here sleeping on the ground. It's cold. It's not sleep. It's just not normal.
are we waiting? Yeah. Is there a flight? Is there a solution? There is nothing. Yeah. And we are waiting for nothing. Bun, sunt imaginile umilinței până la urmă, doamnelor, domnilor, în aeroport, pentru că oamenii, iată, așteaptă de 6, 7, 8 ore, poate unii dintre ei. Asta în contextul în care piloți, copiloți, de asemenea și alți oameni din personal acuză că nu sunt respectate orele de odihnă, că fac inclusiv 3 curse pe zi. O să vedem însă care sunt exact toate informațiile, ce măsuri vor fi luate. La această oră alături de mine este, și mulțumesc pentru asta, Alexandru Anghel, este comunicator Tarom. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, domnule Anghel, care este situația în acest moment? Câți piloți au anunțat că sunt bolnavi, că sunt inapți? Sau exact care au fost motivele invocate? Câte curse anulate? Și evident, la ce ne așteptăm de aici încolo? O se remediază ceva? Sigur. Da, deocamdată avem undeva peste 20 de piloți comandanți în funcție de situație, da, care s-au declarat individual inapt pentru zbor. Și asta a rezultat într-o situație fără precedent, da? În aceste 10 zboruri care sunt anulate. Ce se întâmplă acum este că avem în teren echipa operațională care centralizează, da? Totul ce trebuie rerutat. Deja s-au făcut câțiva pași cu unii dintre pasageri care au mai fost rerutați, alții anunțați din timp încât să nu mai ajungă la aeroport sau să facă alte planuri de deplasare. Din păcate sunt destul de mulți și cei care au ajuns în aeroport, pentru că în unele cazuri, da, anunțul a fost apropiat de momentul în care s-a decis anularea zborului, iar zborul era apropiat ca oră. Pentru oamenii care, iată, spuneau acum că așteaptă de 7 ore în aeroport, a mers cineva la ei, li se oferă, nu știu, apă, mâncare, poate, ceva ajutor acolo în aeroport, sau o să aștepte până când o să se remedieze situația? Colegii noștri, echipele unite din Tarom, lucrează la această situație încă de aseară, de când s-a anulat primul zbor, da? Că primele anunțate au fost cele de Cairo și Aman și Beirut. Și încă de aseară, de azi noapte, lucrează la recrutarea lor. Sunt aici departamentele comerciale, ticketing, cei care caută, da, soluții pentru a-i recruta pe acest pasager pe alte canale. Se încearcă asigurarea în aeroport la tot ce se poate, tot ce este necesar, și îi rugăm pe cei care află, da, că zborul lor este anulat sau urmează să fie anulat, dacă au achiziționat de la o terță parte, să meargă către agenție, către agentul emitent, dacă le-au luat direct de pe site-ul Tarom, să apeleze la numărul de call center, să meargă într-o agenție, orice canal deschis are Tarom, să-l apeleze pentru a găsi o soluție, da? Să fie să reprogramăm, fie să să le reimbursăm biletele. A fost o situație necontrolată, domnule Anghel? Pur și simplu v-ați trezit cu 20 de piloți care au trimis, poate, solicitări sau au anunțat faptul că sunt inapți? Sau erau anunțate, să spunem așa, o serie de proteste în Tarom? Aveați cunoștință de nemulțumirile piloților? Este o situație, da, neprevăzută. Este chiar fără precedent. Nu aveam un anunț în situația aceasta. Iar în domeniu, da, personalul de zbor are acest drept de a se declara inapt pentru zbor pentru 24 de ore, pentru că în acel moment consideră că nu este în măsură să-și îndeplinească. Sunt discuții la această oră cu piloții care, iată, au anunțat că sunt inapți? Sunt discuții, se caută să se înțeleagă motivele, pentru că aici pot surveni diverse motive pentru care se invocă această situație inapt de zbor. Este clar însă că nu este o situație standard, da? Și căutăm să vedem care sunt problemele, care sunt soluțiile, astfel încât zborurile se reia. Aveți o marșă de timp? La momentul actual nu pot să vă spun. Okay.